crimă teribilă a avut loc chiar înainte de Paști în cartierul Țiglari din municipiul Sibiu. Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost înjunghiat mortal în zona gâtului cu mai multe lovituri de cuțit. Scandalul ar fi pornit pe fondul consumului de alcool. În fața anchetatorilor, criminalul a declarat că victima s-a năpustit asupra lui și l-a împins, motiv pentru care el a luat un cuțit de pe masă și i-a luat viața. Timp de 3 zile, cadavrul a rămas în casa de pe strada Oslo, iar atacatorul s-a refugiat în garajul din curtea imobilului. El a fost cel care a sunat la poliție în data de 25 aprilie și le-a povestit totul oamenilor legii. În prezent, el este audiat fiind reținut urmând a fi arestat preventiv pentru 30 de zile. Primăria Sibiu are în plan cumpărarea unui teren de peste 800 de metri pătrați pe Aleea Geniștilor. Bucata de teren se află în proprietatea DPC SA, aflată în insolvență. Terenul va fi transformat într-o mini-zonă de relaxare cu zone verzi, alei și bănci. Se are în vedere amenajarea și unui loc de joacă pentru copii. În ultimele 2 luni, 3 fete de vârste apropiate au fost date dispărute în mai multe sate din județul Sibiu. Mirela, una dintre ele, s-a întors acasă de bună voie, după 2 zile în care polițiștii au căutat-o. Psihoterapeutul Angela Muntean spune că copilul fuge de acasă pentru că la adolescență există tentația de a încerca lucruri noi.